Situație dramatică în județul Constanța. 80 de bătrâni dintr-un cămin au fost evacuați din cauza unui incendiu uriaș de vegetație. Flăcările amenințau clădirea centrului de seniori, iar pompierii au activat planul roșu la Poarta Albă. Au fost trimise echipaje inclusiv din București, Ialomița și Călăraș. 10 trenuri de călători sunt oprite acum pe șine pentru ca pompierii să poată interveni eficient. Dezastrul a lovit în jurul orei 15. Flăcările au izbucnit în câmp și s-au extins cu repeziciune. Au ars suprafețe cu vegetație uscată, dar și culturile oamenilor din zonă. Însă pericolul creștea de la un minut la altul. Suntem la Poarta Albă, la ieșire din Poarta Albă spre satul Culmea. Un incendiu de vegetație uscată. S-a activat planul roșu, în zona este un cămin de bătrâni. Pompierii din Constanța au solicitat imediat ajutor. Au fost trimise autospeciale de stingere din București, Călăraș și Ialomița. Prima grijă a pompierilor a fost protecția azilului de bătrâni. Salvatorii și-au dat seama că vântul își poate schimba rapid direcția, așa că au decis să evacueze 80 de persoane rezidente în cămin. Oamenii au fost scoși în scaune cu rotile sau unii dintre ei direct pe targă. Fumul gros a fost vizibil de la kilometri distanță. În plus, incendiul s-a extins pe o suprafață de peste 50 de hectare cu multiple focare. Pompierii n-au apucat să acopere toată zona, chiar și cu sprijin din alte două județe și din capitală. 4 salvatori au leșinat din cauza temperaturilor ridicate. Valorile resimțite în apropierea flăcărilor au fost uriașe. S-a realizat de asemenea și protecție la partea exterioară a penitenciarului din Poarta Albă, acolo unde a existat la un moment dat pericol ca incendiul să se extindă. Din fericire, la căminul de bătrâni focul nu s-a propagat. În urmă cu 3 zile, tot în Constanța, o autospecială modernă a fost făcută scrum tot de un incendiu de vegetație. Care este acum situația la Poarta Albă, ne spune colega noastră, Raluca Sevastru. Te ascultăm! Bună seara și bun găsit tuturor! Lupta pompierilor cu flăcările continuă. Suprafața afectată de incendiu a trecut de 50 de hectare. Atunci când militarii lichidează un focar, flăcările apar în alt loc. Pământul este extrem de uscat și încins din cauza temperaturilor extreme. Și calea ferată din apropiere a fost afectată. Vizibilitatea este scăzută din cauza fumului gros. La solicitarea pompierilor a fost oprită circulația trenurilor pe magistrala Constanța-București. Încă din luna iunie, în județul Constanța au fost semnalate mai multe incendii de vegetație. Pompierii spun că în condițiile valului extrem de caniculă, autoaprinderea este o cauză reală, iar din cauza temperaturilor ridicate și a solului uscat, flăcările se extind cu repeziciune. Deocamdată atât de aici. La revedere! Mulțumesc, Raluca! Mergem mai departe. 10 de călători care au plecat din București spre Constanța au rămas blocați pe drum, printre ei și tineri care se îndreptau spre festivalul din Costinești. Între timp, situația s-a înrăutățit. Mai multe trenuri care mergeau spre litoral au fost oprite pe șine din cauza incendiului de la azilul de bătrâni de la Poarta Albă. Colegul meu, Cristian Cosmaciuc, este în gara de nord și ni se alătură în direct cu detalii. Cristian, cât de grav e? Bun găsit tuturor! Trenul spre Constanța, care a plecat astăzi la ora 12 din București, a stat în gara Brănești, lângă capitală, timp de 3 ore. Totul din cauza faptului că locomotiva a luat foc. Practic au fost degajări puternice de fum din cauza unor defecțiuni tehnice. Cauzele exacte ale acestui incident vor fi stabilite însă de o comisie de cercetare, conform celor transmise de CFR Călători. Cert este că timp de 3 ore, așa cum spuneam, zeci de pasageri au stat în căldură căutând
sunt umbră și modalități să se recorească după ce, conform spuselor unora dintre pasageri, nu le-a fost oferită nici măcar apă. Locomotiva a fost în cele din urmă schimbată, iar trenul și-a reluat drumul către mare, însă ghinionul oamenilor nu s-a oprit aici. După numai câteva ore, trenul a fost oprit din nou în zona localității Poarta Albă, așa cum spuneai, din cauza acelor incendii puternice de vegetație din zonă. De altfel, toate trenurile care trebuiau să treacă pe acea porțiune de cale ferată au fost oprite. Vorbim în total de 10 garnituri, majoritatea dintre ele circulau pe magistrala Constanța-București, fie spre capitală, fie spre litoral, dar și de alte două trenuri care trebuiau să plece de la Constanța către Buzău, respectiv Galați. Cosmin? Cristian, mulțumesc! Temperaturile de foc cresc de la o zi la alta. După codul portocaliu, care a colorat aproape toată harta țării, urmează un weekend cu cod roșu de caniculă. Atât de mult s-a încins aerul în capitală, încât un geam al unui autobuz a pocnit. Căldura infernală a transformat mijloacele de transport în comun în saune pe roți, din cauza lipsei aerului condiționat. Acum autoritățile se pregătesc de un cod roșu de caniculă. Iată cum arată harta meteo, înroșită de cel mai extins cod de caniculă emis vreodată. În București și în 28 de județe va fi un weekend de foc. Oricum, ne sufocăm deja, iar pericolele pândesc la orice pas. Geamul acestui tramvai din capitală s-a încins atât de tare că a pleznit în timp ce era în trafic. Numai norocul a făcut să nu fie nimeni rănit. Călătorii au fost evacuați, însă de urgență. Dincolo de incidente, oamenii se plâng că în lipsa aerului condiționat ajung în prag de leșin în mijloacele de transport public. Afară erau resimțite 41 de grade, înăuntru era mai rău. Haideți aici cu noi sau unul la suntem aici, poroți. Vă rugăm frumos! Prefer să stau afară la căldură decât în bacul, e deja cuptorul cu microunde. Auzind atâta lume că se plânge, această doamnă n-a avut curajul să pună piciorul în sauna pe roți. Auzi, Nuțica, uite, chiar ce discutam cu tine să mă urc în tramvai, nu pot să mă urc. Deci tu mi-ai zis că dacă iau tramvaiul e aer. Nu e niciun aer, nu m-am urcat. Fără să vrea, acești tineri au făcut un test. Au urcat în tramvai cu două cafe frappe și au observat că în câteva minute s-a evaporat gheața din pahare. El a fost aici copii când ai urcat înainte să urc. Da, și acum s-a făcut ceai. Deci transpira și era full de gheață. Și... Dacă pentru călători e chin, ce să mai spună Vatmani? Oribil. Oribil, 52 de grade. Da. Și așa cum suportați cu el? N-ai ce să faci, măcar atât. Noi nu avem aer condiționat. Ui și aerul nostru condiționat. Și dacă nu e cu aer condiționat, cum e? Cobor și e rău. Cobor și aștept să iau cu aer, că mă sufoc, nu pot. În astfel de condiții, nici nu e de mirare că mulți renunță de tot la tramvai sau autobuz. Preferă, în schimb, confortul ride-sharing-ului. RTB-urile sunt proaste. N-au aer condiționat, n-au nimic. Nu există, că n-ai cum. În București ăsta... RTB-ul n-ai cum. Foarte cald, nu poți să stai. Mai ușor direct și că ai aer condiționat. Este totuși. It's worth the money. Astfel, tot mai multe firme iau în considerare să scurteze programul de muncă atunci când e caniculă. Au adaptat cumva modalitatea de lucru la condițiile de atmosferă de acum. Au decalat programul de începere activității mai devreme dimineața. Au lungit perioada de pauză de prânz. Și au decalat și au prelungit programul de încetare a lucrurilor. Pentru următoarele zile, când apogeul caniculei va lovi România, autoritățile au dat ordin să fie anulate unele evenimente în spații închise sau festivaluri unde lumea se strânge grămadă, pentru ca nu cumva să fim martorii unor incidente. Încă n-am ajuns sub incidența codului roșu, dar câmpurile și pădurile sunt deja pârjolite cu o intensitate greu de imaginat. În Mehedinți a fost trimis un elicopter Black Hawk dotat cu un dispozitiv special capabil să transporte o cantitate însemnată de apă. Acolo o pădure protejată arde deja de 8 zile, iar incendiul trebuie lichidat înainte ca temperaturile record din weekend să complice misiunea pompierilor și a pădurarilor. Thank you.
Elicopterul Black Hawk a survolat de 10 de ori Parcul Național Porțile de Fier, acolo unde 100 de hectare de pădure protejată s-au făcut deja scrum. Fiecare misiune este complexă. Elicopterul decolează de pe un stadion din Mehedinți, acolo unde este atașat dispozitivul tip Bambi Bucket. Ulterior, elicopterul se îndreaptă spre Dunăre. La fiecare cursă, dispozitivul adună 2,5 tone de apă, o cantitate vitală pentru limitarea proporțiilor incendiului de pădure. La sol, pompierii și pădurarii intervin pe jos și luptă cu lopețile, ori chiar cu mâinile goale. Bă, băgați plici unde e flacăra aparentă. Imaginea e că nu putem face nimic. În județul Constanța, satul Dunăreni a fost pârjolit de un incendiu masiv de vegetație. Flăcările au făcut prăpăd în localitate și inclusiv în cimitirul satului. Pompierii transmit un bilanț înfiorător. Au ars 450 de hectare de vegetație uscată și miriște. 20 de gospodării și 3 case părăsite au fost distruse. La nivel național, în ultimele 24 de ore, au fost semnalate 140 de incendii de vegetație și de pădure. Valorile și dorința unor turiști de a se distra cu orice preț parcă nu sunt suficiente. La dezastrul de pe litoral contribuie și autoritățile cu o decizie aberantă. În mijlocul plajei din Costinești se lucrează de zor. Problema nu e legată de disconfort. Nisipul este extras din mare și așa se formează gropi uriașe, unele chiar și de 12 metri adâncime. Pericolul e uriaș, spun cei care analizează curenții marini. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Este a treia zi consecutivă în care steagul roșu a fost arborat în Neptun. Chiar și așa, oamenii intră în apă crezând că aproape de mală sunt în siguranță. Situația este destul de gravă pentru că e plin de gropi. Curenții au săpat foarte ușor în nisip, au creat gropi și acolo unde sunt gropi, curentul este accentuat. Oamenii pot să cadă fără să vrea acolo, deci de la apă la mijloc se duc dintr-o dată la 2 metri, să zicem. Un turist de 23 de ani a fost găsit într-o groapă și mai adâncă de 4 metri. Din păcate, salvatorii au ajuns la el prea târziu, iar fundul mării ascunde pericole și mai mari. În zonă se lucrează la extinderea plajelor în plin sezon. Aceste lucrări la noi ca la nimeni. De aici apar mai multe probleme, spun cercetătorii. În zona aceasta de îmbăiere adiacentă lucrărilor pot apărea aceste câmpuri de turbulență foarte intensă. Deci apa este foarte tulburentă. Iar, bineînțeles, mobilitatea sedimentelor datorită schimbărilor rapide produse de aceste lucrări poate fi foarte ridicată și pot apărea diferite zone de bară submersă sau chiar groapă submersă. Distanța față de mal variază, spun scafandrii și salvamarii. Unele gropi sunt la distanțe cuprinse între 4 și 10 metri, adică foarte aproape de țărm, altele la 40 de metri, iar gropile au adâncimi diferite. Unele sunt de 3-4 metri, altele ajung însă și la 12 metri. Sunt destul de puternici curenții, suntem precauți, nu mergem prea în larg. Suntem atenți și la copii. Un reprezentant al constructorului ne-a transmis printr-un mesaj că cele grupe apărute din cauza lucrărilor sunt localizate după geamandură, unde turiștii n-ar trebui să ajungă, iar cei care au decis efectuarea lucrărilor, respectiv Apele Române Dobrogea Litoral, n-au vrut să comenteze situația. După îndelungi controverse, bâlbâiele ale autorităților și amenințări cu proteste din partea șoferilor, ordonanța antidronc s-a mai limpezit. 72 de ore au la dispoziție medicii legii să dea verdictul în cazul analizelor de sânge. Altfel, șoferii primesc permisele înapoi, chiar dacă testul rapid a ieșit pozitiv. Însă pot refuza să facă drag testul fără să li se ia carnetul. Ordonanța de urgență publicată de Ministerul de Interne îi obligă practic pe medicii legiști să trimită poliției rezultatele analizelor toxicologice în cel mult 72 de ore. Dacă nu se întâmplă asta, șoferii primesc permisele înapoi și pot circula liniștiți pe drumurile publice, chiar dacă la drug test au ieșit pozitiv la consumul de stupefiante. S-a făcut voia societății civile, spune premierul Marcel Ciolacu. Dacă statul nu are capacitatea administrativă de a rezolva problema testării, într-un termen rezonabil, nu trebuie să-i pedepsim pe români. Poate depinzi de permisul ăla, poate locul tău de muncă depinde de permis. Mi se pare normal să fie foarte grăbit procesul ăsta prin care să se dovedească. Băi, ești vinovat, plătești, nu ești vinovat, ia-ți permisul și aia ne cerem scuze. E o prostie chestia asta cu ordonanța vieții. Normal ar trebui să-ți lase permisul și în momentul când vin rezultatele, atunci vezi, îți ilia sau nu ți ilia. Simplu.
și dacă acea persoană chiar a consumat ceva, ea... Atunci el ia. Păi și până vin rezultatele, are permisul, adică poate să conducă în continuare. Și asta e cu du-te vino, dar cred că ar trebui să iasă la drag testul ăla dacă a consumat cu adevărat sau nu. Cum românul e greu de mulțumit, există șoferi cărora, din vari motive, li se par prea mult și cele 72 de ore de așteptare. Trebuie câștigă o variantă, să nu știu, să vină pe loc. De la sine să vină pe loc. Eu risc, eu nu ceată m-am drogat și risc să nu fără permis dacă îmi pune aparatul ăla. Alții, în schimb, cred că prin ordonanța dată acum li se dă liber să conducă celor care urcă băuți sau drogați la volan. Se știe prea bine că în România au trecut și câteva luni până când au venit rezultatele analizelor de sânge. Droguri și băutură pe viață, n-ai voie să te uiți la volan. Și ești ca și șofer, ești obligat să te uiți și în prospectul de medicamente care le iei. Dacă dă somnoleță, dacă dă altceva, n-ai voie să le iei. Pot răsufla ușurați și cei care refuză testarea rapidă. Nu li se va lua permisul, ci vor face analize de sânge. Doar în cazul în care acestea din urmă ies pozitive, vor rămâne pietoni și se vor alege cu dosar penal. De asemenea, nu vor mai fi sancționați bicicliștii și trotinetiștii dacă refuză testarea antidrog cu drug test. Nu vor mai primi acele amenzi începând de la 990 de lei. Acest lucru este o primă victorie a noastră, a cetățenilor, a medicilor, a tuturor celor care s-au implicat în ultima săptămână în a convinge guvernul că ordonanța 84 este o mare greșeală. Cei de la Institutul de Medicină Legală spun că ar putea să dea în cele 72 de ore un rezultat preliminar, adică să spună dacă respectivul șofer are sau nu în sânge alcool sau droguri. Cele 72 de ore noi le confirmăm, le infirmăm prezența substanței în momentul în care, teoretic, nu există niciun fel de incriminare sau dosar împotriva lor. Cei care după 72 de ore primesc însă un rezultat pozitiv, calitativ, dar de certitudine, vor intra mai departe în analiza cantitativă, care va dura, după cum v-am zis, mai multe zile în funcție de numărul de substanțe. Pe de altă parte, Ministrul Sănătății ne asigură că în cel mult un an vor fi dotate cu aparaturi moderne de analiză mai toate serviciile de medicină legală din țară. Până atunci, probele de sânge ar putea fi plimbate între cele existente ca să fie gata la timp. Cu resursele pe care le avem și având în vedere numărul de probe, media probelor care vine pentru testare, cele 7 centre vor putea într-un interval de 72 de ore să proceseze probele pe care le primesc. Însă reprezentanții societății civile spun că ar mai trebui umblat la legile antidrog. În continuare veți vedea sute și mii de șoferi care vor ieși, de exemplu, pozitiv pe șosele din cauza unor tratamente sau medicamente care în mod normal nu ar ieși la analize. Și asta trebuie schimbat la fel ca în multe state vestice europene, să avem o diferență între ce înseamnă să ai o substanță în corp rezidual, în cantități infime, și ce înseamnă să fii sub influența acelei substanțe. Noua ordonanță de urgență urmează să fie publicată în Monitorul Oficial și apoi va intra în vigoare. O păpușă a fost retrasă din magazine după ce s-a descoperit că este contaminată cu aluminiu și prezintă un pericol pentru copii. Mai multe detalii are colega mea, Georgiana Grim. Bună seara, Georgiana! Despre ce e vorba? Bun găsit, Cosmin! Jucăria în cauză este o păpușă numită Maya Mia Ultra Glow. În acest set se afla o bucată de cretă folosită pentru colorarea părului păpușii. Ei bine, această cretă conținea aluminiu, o substanță extrem de periculoasă pentru sănătate, mai ales pentru copii. Intoxicația cu aluminiu a fost asociată cu boli neurologice și chiar cancer. Ei bine, Pepco a scos de la vânzare această păpușă și a anunțat cumpărătorii că o pot aduce înapoi în magazin și vor primi bani înapoi pe ea, chiar dacă nu mai au bonul fiscal. Atât de aici. La revedere! Georgiana, îți mulțumesc! Bătălia cu furtul de la raft, despre care am învățat că se numește shrinkflation, a ajuns în faza finală. Guvernul a cerut autorității pentru protecția consumatorului să ancheteze gramajele produselor și să se asigure că oamenii nu plătesc mai mult pentru cantități mai mici. S-a ajuns atât de departe încât balsamul de rufe și detergentul lichid, de exemplu, se vând la 1,62 litri în loc de 2. Produsele de la raft se micșorează ușor, dar sigur. Un kilogram de orez s-a transformat în 900 de grame, 100 de grame de ciocolată în 70 sau 80 și la fel se întâmplă cu lactatele, fie că vorbim despre iaurt, lapte dulce sau smântână. O găletușă cu smântână acum are 850 de grame, restul deci în magazin au 900 de grame, iar acum ceva ani avea un kilogram o astfel de găletușă. E purăciune, ce să mai pe față. Să ne ierte bunul Dumnezeu că suntem
la mâna la toți borfașii, la mâna la toți calicii. Ei crede că se duce cu ele mormânt? Că dacă îl prindea Ceaușescu cu minus la gramaj, era pușcărie curată. Tot clienții primii și apoi autoritățile în domeniu au observat că diferențele de gramaj nu sunt foarte mari ca să nu bată la ochi. La un gram, la fiecare conservă, contează pentru, nu? Ei au bagă în buzunar mult mai mult. Fenomenul prin care producătorii scad gramajele, dar vând produsele la același preț, a luat amploare în 2022 și este atât de răspândit încât a căpătat un nume, shrinkflation. Dacă pentru cumpărători este mai greu să observe gramajul micșorat, retailerii au observat imediat. Anumiți detergenți au scăzut de la balsamuri de rufe, de la 2,2 la 2, la 1,90 litri, la 1,85 litri și au început aici la balsamuri și la detergenți să joace la a doua zecimală sau la zecimale, 1,87, 1,62, nu mai știa exact să faci calculul per litru. Trendul care păcălește consumatorii nu a trecut neobservat de guvern. După primele verificări, producătorii au dat vina pe magazine și invers, așa că s-a ajuns acum la autoritatea care trebuie să aibă grijă de drepturile noastre, ale consumatorilor. ANPC investighează ceea ce deseori a fost numit furtul de la raft. Legislația europeană ne obligă să facem o notificare și către Comisia Europeană, astfel încât toate statele membre să-și poată exprima un punct de vedere în acest sens. Abia scăpați de emoțiile examenului de evaluare, elevii trec prin altă corvoadă. Până pe 19 iulie trebuie să completeze listele de înscriere la liceu cu 10 de opțiuni și nici așa nu le garantează nimeni că intră acolo unde își doresc. Există firește și riscul să nu fie acceptați la niciun liceu. Tocmai de aceea reprezentanții din învățământ vin cu indicații clare. Corvoada completării fișelor pentru înscrierea la liceu a fost și mai mare pentru cei care nici astăzi nu știau ce opțiuni să aleagă. Sunt multe, dar nu sunt sigur unde vreau să merg. Economic, mecanică și... Și așa pe primul loc te-ai gândit cam ce să pui ori... Nu. Dacă suntem nedumeriți. Încă nedumeriți. Și ce o să faceți? Ne mai gândim. În timp ce ei abia acum se gândesc, alții au venit cu temele pregătite de acasă. Ne-am pregătit înainte opțiunile, le-am notat pe hârtie și la completarea fișei a fost mult mai simplu, astfel încât le-am avut deja în ordinea dorită și am terminat în 10 minute. Deci cumva ați simplificat tot procesul de aici, de la școală? Da, temele au fost făcute înainte. Ajutată de tatăl său, Mihnea a completat pe fișa de înscriere mai bine de 60 de opțiuni. La evaluarea națională a obținut în media 7,40, dar speră totuși să intre la liceul pe care și-l dorește. Eu v-am la Tudor Vladimirescu, dar nu se mai poate, dar nu se știe niciodată și ca profil v-am la științele naturii. Am pus și licee peste media pe care am avut-o, cine știe poate intru, majoritatea în jur de media pe care am avut-o, deci sunt accesibile și am pus și sub în cazul în care... Ministerul Educației a propus în acest an un număr de numai 134.000 de locuri la liceu în clasa 9. Asta, deși la evaluarea națională au fost înscriși peste 160.000 de elevi. Opțiunile de pe fișa de admitere trebuie completate în ordinea preferințelor elevilor, însă este important să țină cont de mediile de admitere din anii precedenți. Reprezentanții din învățământ îi atenționează totuși pe elevi că orice opțiune greșită poate duce la o repartizare nedorită și, de asemenea, dacă pun prea puține variante, riscă să rămână pe din afară. Una e să pui 50-60 de opțiuni pentru media 9 și alta e să trebuiască să pui 150 de opțiuni pentru media 7. Avem copii care nu intră din cauza numărului de opțiuni. Foarte greu, emoțiile mari. Am crezut că se termină cu examenul, dar n-a fost chiar așa. Etapa alegerii și a ordonării opțiunilor a fost la fel de dificilă. Am făcut de 10 ori variante. Sper că am ajuns la cea bună. Până pe 19 iulie, elevii pot completa listele de înscriere. Repartizarea la liceu va avea loc abia pe 24 iulie. Apoi, în perioada 25-30 iulie, elevii vor depune dosarul de înscriere la instituțiile de învățământ la care au fost distribuiți. Cei care nu au fost repartizați, ori cei care nu și-au confirmat locul la liceu, mai au o șansă în luna august, în cea de-a doua rundă de înscriere. Atunci pot opta doar pentru locurile rămase libere la instituțiile de învățământ.
News Time se oprește aici. Eu sunt Cosmin Cernat. Vă mulțumesc. La revedere. Valul de căldură va persista în toată țara și în zilele următoare. Codul portocaliu se extinde și cuprinde aproape toată țara. Va fi o zi sufocant de caldă, cu disconfort termic ridicat și maxime de 38-39 de grade. Iar sâmbătă, meteorologii emit un cod nou de caniculă. În Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova se vor înregistra temperaturi maxime între 37 și 41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele termice nu vor coborî sub 20 de grade, astfel că vor caracteriza nopți tropicale. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 16 și 26 de grade, aceste valori caracterizând o noapte tropicală pe arii extinse în vest, în sud, în sud-est și pe alocuri în rest mai scăzute în depresiuni. Mâine, indicele temperatură umezeală va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 40 de grade, posibil izolat mai ridicate în Banat, Oltenia, Muntenia, sudul Crișanei și al Moldovei. Cerul va fi variabil, temporar cu norări, averse și descărcări electrice în a doua parte a zilei, pe alocuri la munte și izolat, posibil și în zona mai joasă de relief, din vestul și nord-vestul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în Dobrogea și asociat averselor. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia va fi o zi deosebită de caldă, cerul va fi mai mult senin și se vor înregistra 38 de grade în Târgoviște și 39 în Ploiești. În Transilvania vremea va fi călduroasă și însorită, vor fi 35 de grade la Brașov și 38 la Alba Iulia. În Moldova cerul va fi în mare parte senin, mercurul din termometre ajunge până la 36 de grade în Piatra Neamț și 39 în Iași. Vreme deosebită de caldă se anunță și în vestul țării, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab, vor fi 38 de grade în Oradea și 39 în Arad. În Oltenia va fi o zi cu atmosferă însorită, cu disconfort termic accentuat. Se vor înregistra 38 de grade la Craiova și 40 în Slatina. În Dobrogea cerul va fi predominant senin, iar termometrul va indica 32 de grade la Sulina și 39 la Medgidia. În capitală, valul de căldură a persistat, a fost caniculă și disconfort termic accentuat. Temperatura maximă a fost de 39 de grade. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab, temperatura minimă nu va coborî sub pragul unei nopți tropicale și va fi de 20-23 de grade. Mâine, valul de căldură și disconfortul termic accentuat se vor menține. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 39 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat ziua. Viteze la rafală de până la 30-35 de km pe oră, apoi slab. La munte, vremea se va menține călduroasă, cerul va fi variabil, temporar cu norări în a doua parte a zilei, când pe alocuri cu precădere în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări asociate averselor. La mare, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 31 și 35 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse între 23 și 25 de grade. Cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura apei mării va avea valori de 25-27 de grade. O seară frumoasă să aveți, indiferent de vreme!